M-am apucat de actorie de când eram mic copil, adică știam, de când eram mic, chestia aia clișeu, că toți cântă în fața oglinzii și joacă și fac și imită personaje, care bănuiesc toți copiii o fac și, da, acum când sunt mai maturi, nu vor să recunoască. Eu știam de atunci că o să fiu actor și știam că o să dau la facultatea de actorie. Am ajuns aici și am și rămas. Sunt de 20 de ani deja în România. După ce am terminat facultatea, am început să lucrez cu doamna Buzoianu în mai multe spectacole de ale ei, la Teatru Bulandra și în alte părți. Și acum sunt actor, colaborator la mai multe teatre, inclusiv la Teatru de Operetă și Musical. Și sunt profesor de actorie și mișcare scenică la Conservator, Universitatea Națională de Muzică, București. Deci lucrez actorie cu instrumentiști, dar cel mai mult lucrez cu cântăreți, cei care fac canto și care se pregătesc pentru scenele mari ale lumii. Salut! Sunt Filip Hristovski și vă aștept la cursul de actorie la Dallas Go. Avem ce învăța!